A fost maraton de control în mai multe zone din județul Botoșani. Polițiștii din cadrul Poliției Municipale Dorohoi, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor de comerț a faptelor care afectează ordinea și siguranța publică, viața și integritatea persoanei, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și a încălcării normelor la regimul rutier. În plus, polițiști din cadrul formațiunii rutiere Poliției Flămânzi au organizat o acțiune în vederea prevenirii accidentelor rutiere. Săptămâna precedentă, colegii mei au acționat pe raza întregului județ pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 43.000 de lei. Cu ocazia activităților desfășurate la Dorohoi au fost legitimate 287 de persoane, controlate 16 unități economice și 100 de autoturisme. La Flămânzi au fost controlate 73 de autovehicule și legitimate 85 de persoane.